Ministrul Muncii a anunțat că salariul minim pe economie ar putea crește 8-12% până în decembrie, având în vedere scumpirile din ultima perioadă. Potrivit Ralucăi Turcan, urmează o serie de negocieri între patronate și sindicate. Totuși, guvernul ar avea propria proiecție cu privire la capacitatea de susținere a majorării salariului minim. Premierul Florin Câțu a menționat la finalul săptămânii trecute că majorarea salariului minim brut ar putea fi realizată de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie.